Bună dimineața, eu și cu Bogdan bem cafeluța aici la magazinul ăsta, la noi jos, unde avem bloc, avem aici o terasă așa afară, unde bem cafea în picioare așa, Bogdan, de la treabă. Da, și mi-a făcut o cafea aici scurtă. Aici găsesc de toate, spune că 9-stop aici, 94-94. E deschis la ce oră vrei tu. Da? Dimineața este soare frumos. Și vrem cafeluța la centru. O să bem cafeluța și o să mergem să luăm un taxi, că nu mai avem mașină. Și o să mergem, unde o să mergem? O să mergem până la biserică și după aia ne întoarcem la Păi de ce vrei tu să mă duci astea, să mă lași acolo? Ia să mă duci. Mă rog? Ai spus că te vrei să te duci aia acum. Hai să mă duci. Hai. Mergem? Mergem, hai. Ai băut cafeaua, eu am băut o repede, cum să bea la gardul roșu. E, la gardul roșu. Noi bem cafeaua aici la Craiova, cum e la gardul roșu, așa e la noi jos aici la Bloc. Cine vrea să vină la noi, o să bem cafeaua aici la gardul roșu nostru. Adică, terasa, cum e asta? Terasa Maro. Vezi, e Maro sus. La Sara, Sara, la terasa Sara. La Sara aici, prietena, că știi și cunoaște. A, cine vrea să vină să ne cunoască personal. Aici ne găsiți la Sara. Poate vine și atât. Aici suntem noi, aici putem discuta, aici putem... Am beut cafeluța și am plecat. Ne recunoaștem. Unde am plecat? Plecăm la... Al doilea taxi. Al doilea taxi. Da, e mai frumos, mai nou ăsta. Salut! Ne duci pe noi până la un centru de Vodafone. Un centru pe acolo știam că e. Și pe acolo puteam să ajungi pe la o biserică. Este, nu? Da, e aproape de Vodafone. Nu, deci nu trebuie să mai te duci cu mașina, știi? Știu că pe acolo, prin... În centru, la piață. Da. Am pus o cartelă și n-am avut bani să o încarc și trebuie să mă duc la ei direct ca să îmi pune, știi? Dacă încarc eu așa, aștept 2-3 zile până se activează. Ce, trec ceva? Nu, ieri a fost. Și astăzi e la Pogaia de Rom. Acolo e blocat tot, e dezastru. Acolo dacă e? Nu mai trebuie aceea. Știu că nu mai e aceea, da, la un mătat acolo. Și unde e? E mai aproape un Vodafone, mai aproape, nu? La Bogdan, noi mergem în centru? Păi în centru, în centru, galbul mai aproape, nu știu, și nu știu dacă poate să-ți facă aia. Da, e și biserica acolo. Dacă nu mai merge netul, să plătim abonamentul, n-avem cum să sunăm. Da.
Am ajuns aici la biserică, am fost la biserică pentru că astăzi e sărbătoare mare, prima vestire. Nu? Am luat aici, am luat niște colibă, pentru că așa e bine să nu stăm și noi. Și mi-am luat și o cruciuliță. Ia pune Bogdane la gât, e roșie. Păi eu ți-am luat la una tine neagră. Trebuie să pui, că e roșia ta, da. Nu e a mea. Ia să pun, ia ți-n telefon. Așa, prieteni, suntem pe aici, după cum vedeți, într-un parculeț lângă această biserică, da. Dacă voi o vedeți și o știți, Sfânta Madonna. Da? Sper că știți mulți dintre voi Sfânta Madonna, pentru că mi-a spus cineva, Bogdan, aseară mi-a spus, stai să fac un comentariu ca să știe lumea. Mi-a spus cineva aseară, Bogdan, tu ai credință și trebuie să te duci astăzi la biserică. Și chiar am venit, prieten, uitați-vă, pentru că un om care spune ceva din suflet și este dat de la Dumnezeu ca să-i spui la cineva despre biserici și despre lucruri din astea minunate și sufletește, trebuie să le faci, indiferent ce ai avea tu de făcut, dar trebuie să le lași și trebuie să te duci. Dar eu am făcut această chestie, suntem aici, Sfânta Madonna, după cum mă știți mulți dintre voi. Am venit aici, am stat, acum am ieșit, ne simțim foarte bine. Uitați-vă, suntem într-un parc din ca să mi ajute ca să mi ajute Sfânta Madonna să îndeplinească dorințele, să fie fratele meu sănătos, copiii mei, toată familia mea și Bogdan și familia lui Bogdan. Și să fim sănătoși și să ne înțelegem, să ne binecuvintează Dumnezeu și pe toți fanii noștri care ne urmăresc, să vă binecuvintează Dumnezeu, Sfânta Madonna, Biserica la Sfânta Madonna, aici am fost, n-am vrut să filmăm înăuntru, că nu vrem să, zice Dumnezeu, să nu ne mândrim, câteodată simt să filmăm în biserică, câteodată simt dar, să nu filmăm. Și acum suntem aici în parc, lângă Madonna. Să ne vedeți pentru ceea ce facem, facem pentru voi. Dar înseamnă ca să filmăm noi înăuntru acolo, ca să ne vedeți, pentru că noi... Ia prăjitura asta. De la... Adică nu știu mulți dintre voi care aveți... Binecuvântată de la Sfânta Madonna. Dar aveți harul Domnului, pentru că nu există om să nu-L iubească Dumnezeu, indiferent de situație și cum ești și cum nu ești. Dumnezeu este cu tine și atunci Dumnezeu când este cu tine și tu trebuie să fii măcar alături de biserici și de lumea care te îndrumește pe un drum sfânt și te iubește, pentru că omul acela lucrează cu harul Domnului. Am văzut multe lume care au un simt așa după lucești, pe care vorbește cu tine și spui că te simți foarte bine și aceeași om zici că este minunat. Atunci omul acela este Duhul Sfânt, care iubește cu tine, care vorbește cu tine din iubire și din suflet. Aceeași am simțit și eu, pentru că niște oameni mi-au spus că eu sunt un om care trebuie să merg acolo pe calea Domnului și trebuie să fiu acolo un om, dintre care mulți dintre voi și cum ați fost la tinerețe, sper că ați făcut multe greșeli, chiar dacă ați vrut, chiar dacă n-ați vrut, am greșit în viață, dar la un moment dat trebuie să te oprești și să alegi drumul pe care trebuie să fie bine ca persoană și trebuie să mergi acolo. Da, eu ce am bine aici, am colit. Cel mai frumos în am colit toate zambine. În cam să mergi pe colină. Și acolo să luăm un taxi, tot cu taxi am venit la biserică, dar mergem întâi să... Mergem până sus, acolo, la Vodafone. Da, o să mergem pe jos pentru că noi trebuie să facem sport. Așa zice Bogdan, o să merg pe jos să fac sport. Pe jos este o sănătate. Ori cred că până îmi cumperi tu mașină. Ca să nu îmi cumperi mașină, spui că e bine pe jos. Pe jos ca pui, să fac pui sport. Organismul în mișcare. Și atunci când pui organismul în mișcare, te simți foarte bine.
simți altă atmosferă, simți alt aer, simți alt... Nu totdeauna să mergi cu mașina de pe peste tot. Nu știu dacă cunoașteți pe Cristi Marin, care are o mașină, frate, prietenul nostru de la București, și umblă toată ziua pe jos. De exemplu, vreo 10 km, 7, 5, nu contează la el, o ia pe jos, dar omul, după cum ați văzut și am văzut și eu, este, se îmbracă numai sport, sper că face și ceva la sală, sper că este un om care îi place sportul și iubește asta pe jos și este foarte bine, îl stimez din partea mea că este un om bun și știe ce vrea de la viață. Aceea vreau ca să vă spun și mie să mai faceți o mișcare pe jos. Bine, noi de fapt în Craiova mă facem de drag, avem ce să vedem, avem ce să vă arătăm și mai multe lucruri din viața noastră. Înțelegeți, cred, și asta v-a spus și eu să vă spun. Fără gluten. Pentru că lucrurile din viață sunt până la o limită pe care ai plăcere din toate felurile și din toate pozițiile a vieții, dar la un moment dat trebuie să te lași și să urmezi aceea ce v-a spus. Să urmați, să aveți credință, să aveți suflet și să iubeți lumea așa cum este. Pentru că și noi iubim, indiferent cum ar fi lumea, o iubim și suntem aproape de ea și le arătăm ceea ce putem face noi. Cu atâta tot am vrut să vă spun astăzi, pentru că mă bucur și sunt foarte fericit că am intrat acolo în Biserica Madonna, am mai fost și pe la biserici mari, cum îi spune la biserica care am fost... La Sfântul Grigore, la... La Sfântul Grigore și am mai fost și acum am venit la Madonna. Și este foarte frumos, este, te simți că... Da, mă simt așa liniștită. Nu mai sunt îngrijorată, parcă... Este frumos. Madonna mi-a luat îngrijorarea. Și m-a dat înțelepciune să înțeleg viața cum e. Că câteodată nu mai înțeleg ce e cu situația mea. Asta o să aruncăm, o păcat să o arunc. Nu, trebuie să o mănânci. Dar o dăm la... Nu e bine la animale, Coriba. Trebuie să o mănânci. Ca să te binecuvintează Sfânta Madonna. Unde e Vodafone-ul? Că trebuie să plătim abonamentele. N-ai voie să te uiți după domnișoare, că ai ieșit de la biserică. Păi nu, mă uit. Dar te-ai uitat după domnișoara aia blondă. Mă, ce vezi, Bogdane, ce faci? Mergi pe stradă și te uiți. Păcat. Nu-i păcat, zice că dacă e te păcat. Uiți, dacă te uiți, dar să nu râmnești, scrie și în Biblie, te uiți, dar să nu râmnești, asta vei că... Dar ai râmnit de te-ai uitat. Nu. Că nu e bine să... Ia stai să dăm la pisica asta. Nu e bine, adă-mi coacă, nu e bine, tu n-auzi că nu e bine, tot satan în tine. Vezi că satan în tine, dai tu coliba la pisici. Vezi că nu știi. Ia să întrebăm Fanny, dacă el are voie să dă... la animale, coliba, că nu poate să o mănâncă. Nu, trebuie să o mănâncă mai încolo ca să binecuvintează Dumnezeu. Ia ține. Acum am văzut satan ce a făcut. Te-a uitat? Hai, te-a uitat? Nu mai vorbi cu satan, nu mai vorbi. Dar ce ai făcut? Te-a uitat după femei? Vedeai coliba când ai ajuns? De pale de la biserică? Nu, prietene, asta este pentru că Olga, indiferent ce ai face, tot nu e bine. I-am zis că era niște animăluțe pe aici, prin parc, și am zis să-i dăm aceea ce am luat de la biserică. Pentru că așa este bine, animalul sau persoana tot una e, dar nu se o arunci la gunoi. Înțelegeți? Nu. Deci să nu te mai uiți după o mașină, după aia, cum poți mergi pe stradă și să nu te uiți?
Eu zic că greșeala e aia de ăla de vorbește decât ăla care se uită. Nu? Da, uite aici s-a spală centru. De roșu, o să căutăm un centru de Vodafone, să întrebăm pe acest om. Unde e Vodafone? Să vedem unde e Vodafone. Încolo. Încolo, nu e încolo. A, încolo sus pe stradă, nu? Hai. După cum vedeți aici. Da. La o țigărică, la o cafea, sunt pe aici. Oamenii dragi, deja pomii s-au înflorit. Uitați-vă pe aici. Este foarte frumos vara aici. Mulți dintre voi care sunteți acasă și sunteți pe zonele mai așa mai aruncate, puteți să veniți să mai vizitați și voi pe aici. Chiar dacă ai 20 de lei, 30 de lei în buzunar, ar merita să te relaxezi și tu pe aici, pe zona asta pe care multă lume o vizitează. După cum știți, centru. Aici e centru nou și mai este unul centru vechi. Dar centru vechi este prea frumos. Față de asta sunt multe greguțe, multe oameni care au suflete și caractere. Da. Nu știu, aici și-au fost multe terase, dar cred că acum începe să le ia drumul. Nu? Văd că acum au pus niște umbrele. A, de uitați-vă la și pe Olga. Vreau Hanita, mă bază pe mine. Da. Nu să filmezi tu aici ca cine. Dar pentru că eu vă dat cine să-l audă. Mai există așa ceva? Eu rog să-l. Aici avem mercurul. Stai aici, ce zic să-l filmez. Păi de ce filmă să facă? Ce filmezi? Doamne, păi tu nu filmezi pe mine aici, Fanny's Bar. Ia, uitați, domnule, uitați după pe doamna Olga. Suntem bine de la da. Biserică. Cum te-ai făcut? Se simte foarte cum bine, cum da. Te-ai coliva la pisici? Nu da, era da, pisici, că era făcută pentru noi. Da, nu mai vorbi de coliva și de biserici. Gata, ajungi de pe gata, pentru că ai, cât... ai ieșit de la biserică, cum te-ai uitat după o femeie? După mașină, mai uitați. Asta e, dar unde găsim noi centrul de Vodafone, nu știu dacă e e acolo centru, nu știi că... Acolo e, da, da, da. Zic că ție ți se pare cam greu. Uite, uite, asta aici, ia uite, te uite cu ea. Ia uite, ia întreabă, te cunoști asta. Ia uite cum ții telefonul strâmb, de ce strâmb? Ia uite. Ca cătă filme. Cătă știe. Supărat rău. Te uite cu ea, da, te uite. Da, uite oamenii lucrează pe parc pe aici. Adam telefonul, că tu nu ții telefonul, te filmezi ca cătă. Confirma cătă. Ce părere aveți? Bată pe Olga să mai vă explică ceva, Olga. Păi dacă, ia uite, nu filmează bine, ține telefonul, așa. Ia uite, filmează așa, centrul tău, cum umbi tu prin centru, așa. De la biserică să te cumințești, ce faci? Te uiți după femei. Ia uite cum se uite. Filmează după aia când împinge mașina. Nu mai, nu mai. Filmează. Lumea are treabă ce faci tu, cum te porți tu cu mine, că ce făceai tu până aici de la biserică? Te uitai după blonda aia. De ce? După mașină, ai nu mai tot când vorbit-o, oricum, oamenii nu te cred. Ai înțeles? Ai văzut oamenii adăugând cum să-ți îndepărți? Da. Și pe bătuneață. Să nu cade unul cu oameni. Dar de când umblu cu tine prin jos, parcă mai, ești nu am... mai sunt obosit așa. De ce? De aia, vezi că mănânci salate, umbli pe jos și asta este tratamentul. Care trebuie să te ții bine, fizic. Așa fac germanii, de trăiesc da. 100 de ani. Ai văzut când am fost noi în Germania, acum sunt oameni care sunt în brustă și nu seamănă că sunt în brustă, pentru că
Așa fac, fac spun și mănânc salată. Eu aștept cu vară, păi. Care vară? Care? Vara ta? Vezi? Îmi iau cu tine? Da. A. Ești neam cu Bogdan? Da. Să fii sănătoasă. De ce să nu ne filmăm? Lasă ne vadă neamul, că sunt neamuri. Dacă nu le mai filme, ce faceți, verișoarelor? Uite pe aceea, vară-mi, pe aceea. Pe aici e Vodafone-ul. Bogdane, nu, noi trecem aici. Păi la telefoane mergem și noi. Ce s-a întâmplat cu Corina? Nu spune nici salut, nu vorbește nimic. Da? A zis, a zis. Cum ești? Ești cu familia, bine sau? Nu. Da? Tot așa. A venit pe la vară. Sunt. Vorbește vorme, lasă acum, te vede ăștia, da, ce să... Te cunoaște lumea, oricum. Nu vreau. Nu vreau femeia să fie filmată. Nu pot să obiști. Lasă măcar pe Corina să fie filmată. Unde ai lăsat pe vărul meu, pe Romica? Vărul lui a fost din casa cum a fost... Și în socialul, că de nu-mi plecând, vă rog. A, la orice vă aduceți voi. Ce vei cu femeii? A? Ce vei cu el? Păi e vară, bă. Și aia, Corina, cine era? Și aia e lucrata. Cu fata ei? Da, luasă pe unul și acum nu știu dacă e cu ea. A. Da. De ce pui camera pe ei? Că nu sunt îmbrăcați. Păi aia lumea spune, de unde ne-am găsit. Că eram vericioarele tale. Ce contează cum erau îmbrăcați? Văd cum le găsești. De unde e Vodafone-ul ăla? E acolo, e acolo. Nu mai știi unde e. Tu nu mai știi. Nu știi unde ai făcut abonamentul, că trebuie să plătim acolo. Nu mai știu unde e abonamentul. Aici e? Nu, mai încolo. Tu nu mai știi. Doamne, Bogdane, nu mai știi. Da, ești de făcut. Da, domnișoară, aici unde plătim noi acolo. Și terasa unde a fost Jurjică, nu mai știi terasa aia acolo. Nu? Unde e Jurjică? Aici, aici. Acum mergem, unde văd acolo? Aici, la domnișoare. Hai, să plătim abonamentul. Până zi, avem și noi abonamentul de plătit la dumneavoastră. Se poate? Cash. Da. Cu cardul, nu? Plătit cartela, internetul. Am ieșit de la Vodafone. Am plătit cam mult. Vreo 50 de euro. Două abonamente. Ce e aici, Bogdan, cu meeting-ul ăsta? Ce-i cu meeting-ul ăla acolo? A, Bogdan? E ceva cu meeting-ul, ia uite. Hai să vedem și noi. Mergem? Ce să vezi? Ce e acolo? Nu mergi, Bogdane?
Bogdane, ia stai să ne luăm ceva de aici. Ce stai? Vino ca ținem telefonul. Să luăm din alea cu... Nu vreau. Ce de nu merge telefonul? De ce nu merge cartul ăsta? Unde taxi? Ia uite taxi. Nu vezi aici taxi. Unde urcăm? Hai, hai. Nu mă supărat, unde este centru? Ce zici, mergi pe jos? Da. E Vodafone aproape aici, la centru? Păi noi am plătit pe acolo, nu era la centru, ne-am plătit. Ce vrei să vezi? Unde ai vorbit că am plătit prea mult? Ori de ce? 50 de euro. Păi două abonamente pe o lună de zile, 50 de euro nu e mult. Bogdan, eu n-am vorbit la nimeni. Tu ai vorbit în Germania, cu cine ai vorbit? Poate ai vorbit cu Maria, pe număr. Dacă ai vorbit pe număr, înseamnă că din cauza asta. Că vedem noi acum la centru, scoatem numerele de telefoane, unde ai vorbit atât de mult. Că eu n-am vorbit în afară. Am vorbit numai cu mama, sora mea, copii.